Hai ca cum se udă florile din spatele lui Ștefan cel Mare. Și dacă scalișești femeia asta în ajunul zilei independenței, cine să răspundă? Sunt condiții adecvate, europene, civilizate, de muncă? Cine a vrut flori acolo sus, lași s-o gândit. Băgăm iași picioarele în așa europenism și patriotism. Hai luați-i găleata cu femeia târnă. E cam periculos, doamnă, nu? De-am te-ai obișnuit, cineva trebuie să facă asta, am înțeles. Mai s-o i-o dată. Nici guvernul, nici primărie nu observă asta și se întâmplă probabil în fiecare zi sau o dată pe săptămână. Acolo trebuie făcut monument femeii kamikaze, de la spații verzi. Dar grasul din fruntea instituției îmblă cu o mașină scumpă, din bani publici. Și nimeni nu-i cere socoteală. Chertoacă, sorbonel. Așa civilizația e văzut la București, ori la Paris. Unde ai mai fost?